Bună dimineața, Florin, bună dimineața tuturor. Nu greșim dacă spunem că este moda buzelor personalizate, pentru că ele trebuie să țină cont de trăsăturile feței. Nu mergem în cabinetul medicului și îi spunem le vreau doar mari și atât, pentru că trebuie să ținem cont de forma nasului, a ochilor, cine știe dacă buzele sunt deja căzute. Domnul doctor Iancu Morad este alături de noi și ne face și un studiu de caz, pentru că avem pe Natalia alături. Bună dimineața! Bună dimineața și bine ați venit la noi din nou! Ce facem cu buzele? Știm că ni le dorim mai conturate, cu ceva mai mult volum. În popor se spune că niște buze subțiri denotă răutate, nu? Cum facem? Cum facem? Foarte dificil, mai ales când lucrez cu femei. Fiecare femeie are alte ideale de frumusețe, astfel încât, într-adevăr, trebuie să analizăm fața, trebuie să analizăm nasul, ochii, pomeții, corpul, sânii și așa mai departe. Este foarte important să avem un rezultat armonios cu restul feței și corpului. Și din cauza asta, tratamentele estetice, chirurgicale și mini-invazive, au devenit din ce în ce mai personalizate. Trebuie să analizăm exact cazul, pacientul în cazul ăsta, astfel încât să avem un rezultat armonios cu restul corpului. Și desigur, la final, să o lăsați pe domnișoară cu buza umflată, este permis, doar la dumneavoastră. Ideea este că e permis doar la noi. Ideea este că, într-adevăr, trebuie să înțelegem și cerința pacientului, dar și din punct de vedere medical, rezultatul din punctul de vedere medical, și încercăm să găsim un echilibru între ele. De exemplu, cum trebuie să fie buza superioară? Știu că sunt domnișoare care și-o doresc cu ceva mai mult volum decât pe cea inferioară. Ideea este că buza este un organ foarte important, în cazul că și forma lui e anatomică. Deci e un organ foarte complex, mai ales când discutăm de zâmbet plăcut, Hollywood zâmbet, Hollywood smile. Discutăm de contur, de volum, de mucoasă uscată, mucoasă umedă, colțuri. Deci e un organ foarte important, astfel încât întotdeauna buza inferioară trebuie să fie o idee mai groasă decât cea superioară. Doar că buza superioară trebuie să fie o idee mai conturată. M-lipsul care am inventat în ultima vreme. Colțurile trebuie să fie ridicate, astfel încât să avem un aspect mai zâmbit al fetei, să apară mai odihniți. Fiecare punct are cât un rezultat, astfel încât ansamblul tratamentului să fie ceva plăcut și mai feminin. Mulțumim tare mult, domn doctor și Natalia alături de noi, și pentru că spunea domn doctor înainte că o buză care a fost injectată cu acid hialuronic este mult mai hidratată, mă întreb când vor fi inventate și buzele care nu atrag doar apa, ci și șprițul. Cam atât de aici.